Statuia lui Ștefan cel Mare atunci, am aflat cu greu după o hartă unde este și m-am adresat măriei sale cu o poezie a lui Eminescu. O să o repet aici pentru că face parte din ceea ce românii au gândit despre ceea ce trebuie să fie și ceea ce s-a întâmplat. Din Hotin și până în mare vin muscalii de acălare, de la mare la Hotin, mereu calea ne-o ațin. Ștefane, măria ta, tu la Putna nu mai sta, lasă arhimandritului toată grija schitului, clopotele să le tragă ziua întreagă, noaptea întreagă, tu te scoală din mormânt să mântui acest pământ. Te-ai sunat din corn odată, ai să aduni Moldova toată. Te-ai sunat de două ori, îți vin cotri în ajutor. Te-ai sunat a treia oară, toți dușmanii or să-ți piară, din hotară în hotară, îndrăgi iar ciorile și spânzurătorile. Cam asta i-am spus atunci lui Ștefan cel Mare, rugându-mă de el ca să ajute neamul românesc care era pe cale de dispariție în ceea ce numim noi astăzi Republica deocamdată Moldova. În 1980, pentru că câțiva ani după această discuția mea cu Ștefan cel Mare în centrul Chișinăului n-am mai putut să trec frontiera de răsărit, m-am înțeles cu Adrian Păunescu că ar fi bine să începem să reabilităm în România, prin cenaclul Flacăra, poeții uitați ai Basarabiei. Și atunci un grup folcloric din Satul Mare, numit Cetatea, a venit prima dată la Ploiești cu cenaclul Flacăra în 80 și a cântat o poezie a lui Alexei Mateevici. Ea se numește Limba noastră. O spunem și acum, acum am spus-o și atunci. Limba noastră e o comoară, în adâncuri înfundată, un șirac de piatră rară, pe moșie revărsată. Limba noastră e foc ce arde, într-un neam ce fără veste, s-a trezit din somn de moarte, ca viteazul din poveste. Ziua noastră e graiul pâinii, când de vânt se mișcă vara, în rostirea ei străbunii, cu sudori sfințit au țara. Acesta este astăzi imnul de stat al Republicii Moldova. Iată că împreună, rugându-ne la Maria sa Ștefan cel Mare, văzând ce se întâmplă dincolo de Prut, am făcut apel la istoria noastră. Astăzi aici ne aflăm în parcul lui Constantin Stere. Sunt foarte mulți cei ca mine, cu părul cărunt, care au avut interzis să învețe în școală cine a fost și cine este Constantin Stere. Doamnelor și domnilor, Constantin Stere, care a fost prigonit și a zvârlit când a terminat liceul din Chișinău 6 ani în Siberia, pentru că iubea România. Constantin Stere, care reușește să scape cu viață din acel gulag al omenirii, vine în România, devine student al Universității din Iași, absolvă facultatea de drept, devine rectorul Universității din Iași în 1913 și apoi președintele Sfatului Țării, respectiv președintele Moldovei. El este cel care cere în numele Basarabiei unirea necondiționată a pământului dintre Prut și Nistru cu România. Acest lucru s-a întâmplat la 27 martie 1918. Pentru cei care au învățat altceva, pentru cei care le e frică că astăzi putem spune cu toate vocalele limbii române că a existat un Constantin Stere, repetăm, Constantin Stere a fost președintele Sfatului Țării sau cum a spune astăzi președintele Republicii Moldova și prin atitudinea lui, prin fapta lui de curaj, a unit Basarabia cu România în 27 martie 1918. Să nu vă fie frică! Facem acest lucru astăzi, de 23 august. Să se gândească toată lumea foarte bine cum în 50 de ani de minciună și înșelarea istoriei naționale sărbătoream 23 august ca ziua eliberării noastre. Noi nu fusesem ocupați de nimeni. România a avut tratat de alianță cu Germania și n-a fost ocupată. N-aveau de cine să ne elibereze trupele sovietice. Dar pe 23 august
s-a semnat pactul Ribbentrop-Molotov în 1939. În urma acestui pact i s-a furat României, Basarabia, Bucovina, Cadrilaterul și jumătate din Transilvania. Astăzi cerem aici, în numele celor 5 raioane care sunt înfrățite cu județul Prahova și în numele dumneavoastră a tuturor, abolirea neîntârziată și necondiționată a pactului Ribbentrop-Molotov și a consecințelor sale pentru poporul român de pretutindeni. Pentru că a venit vremea să spunem omenirii cu voce tare și cu toate vocalele limbii române că aceste pământuri de la Cernăuți și până la mare sunt ale poporului român din veacuri și din străboși și străboși și trebuie să revină până la 1 decembrie 1918 înapoi în granițele firești ale statului național unitar. De aceea aș vrea să închei împreună cu dumneavoastră o poezie care a devenit tot mai actuală și care a fost spusă de un mare basarabean la Alba Iulia în urmă cu 30 de ani. Bat clopote cântând reîntregirea și sufletul ia foc în clopotar. 1 decembrie neunirea și strălucirea României mari. Mihai Viteazul intră în catedrală și poartă o harta Daciei mâini. Prin trânsul Burebista se răscoală și apoi în urma lor se nasc români. Și iar la Chișinău e flancul pe care ardem și ne batem toți, când de la Cilipcău apare stele ca un Iisus Hristos unificator. Bat clopote cântând reîntregirea și sufletul ia foc în clopotar. 1 decembrie neunirea și strălucirea României mari. Trească unirea României cu Basarabia! La mulți ani! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, aplauze pentru domnul Mircea Cosma, președintele Societății Culturale Istorice Mihai Viteazul.